credincioși, îngăduiți câteva cuvinte să vă spun despre Evanghelia de ieri și în același timp câteva cuvinte despre vizita pe care am făcut-o la locurile sfinte, că poate... pe care am făcut-o în urmă cu câteva zile. În legătură cu pericopa evanghelică de ieri, cu această pildă a talanților, poate unii ați fost la biserică, poate nu toți ați fost la Sfânta Biserică, și am văzut că ne relatează Sfânta Evanghelie despre un stăpân care a plecat departe și a împărțit talanții slugilor sale. După un timp a venit și le-a cerut socoteală. Cel care a primit 5 talanți a mai mulțit, a adus 10, cel cu 2 a adus 4, iar cel care a avut un talent l-a îngropat spunând că, Doamne, stăpâne, te-am știut un om aspru care secer unde n-ai semănat. Și iată, am îngropat talentul și acum ți-l ofer înapoi. Stăpânul cu siguranță că știm că este Dumnezeu și Dumnezeu ne dă darul la fiecare dintre noi. Și darurile acestea le primim de la Dumnezeu prin Sfintele Taine. În primul rând, când ne botezăm, ne curățim de păcatul strămoșesc și devenim o mlădiță altoită pe tulpina cea dumnezeiască. Spune Mântuitorul, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Rămâneți întru mine. Cine rămâne întru mine, va aduce roadă. Cine nu rămâne întru mine, nu va aduce roadă și o astfel de mlădiță se va tăia și se va arunca în foc. Așa Dumnezeu, prin taina cealaltă a mirungerii, primim darurile Sfântului Duh. Însă viața este un dar, sănătate este un dar, înțelepciune este un dar și multe alte daruri pe care le dă Dumnezeu și ne deosebim unul de ceilalți. Le dă Dumnezeu cu condiția să mulțim aceste daruri. După ce noi ne-am curățit de păcatul strămoșesc, devenim o făptură nouă. Și acum suntem chemați să ajungem la sfințenie, să ajungem la desăvârșire, la statura bărbatului desăvârșit. Cum ajungem? Prin colaborarea cu Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că primim harul Lui. Adeseori auzim vorbindu-se în Sfânta Biserică despre har. Este tocmai seva aceasta, harul lui Dumnezeu de care avem nevoie. Har, credință și faptele cele bune pe care trebuie, iată, să le facem fiecare dintre noi. Un Sfânt Părinte le spune atât de frumos. Zice, lumea aceasta e împărțită în mai multe părți. Zice, în elevi, în studenți, în oameni de afaceri, în credincioși și așa mai departe. Cei elevi, studenții vor să aibă note cât mai mari, dar fără să învețe. Oamenii de afaceri vor să câștige cât mai mult, dar fără să muncească. Noi creștinii vrem să ne mântuim, dar fără să facem ceva deosebit. Numai conlucrând cu Dumnezeu, deci putem să mulțim darurile pe care, iată, ne-a dat Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a lăsat, prin Sfânta Biserică, toate mijloacele necesare. Ne-a lăsat Biserica, ne-a lăsat Evanghelia, ne-a lăsat Sfintele Taine, prin care noi primim Harul lui Dumnezeu. În fiecare slujbă se revarsă Harul lui Dumnezeu peste noi și atunci Harul lui Dumnezeu ne ajută ca noi să ne sporim aceste daruri de care avem nevoie. Există la sfârșitul lumii o judecată prin care Dumnezeu vine să ne ceară socoteală de felul cum ne-am înmulțit darurile. Cei care în viață și-au înmulțit darurile vor avea parte de viața cea veșnică. Cei care în viața aceasta nu și le-au înmulțit, n-au colaborat cu Dumnezeu și și-au îngropat talanții sau darurile, aceia, așa cum spune Sfânta Scriptură, se vor tăia și vor fi aruncați în întunericul cei mai din afară, unde este plângerea și scârțnirea dinților. Deci, iubiți credincioși, datoria noastră este să ne mulțim darurile acestea pe care Dumnezeu ni le-a dat. Am spus că am făcut un pelerinaj în Țara Sfântă, am fost 46 de persoane.
Am călătorit 5 zile pe locurile cele sfinte. Poate mulți zicem așa, cum am zis și eu, că suntem nevrednici să călătorim, să călcăm pe urmele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar în același timp Dumnezeu ne și iubește. Și atunci este bine pentru fiecare dintre noi, cel puțin o dată în viață, să mergem acolo la locurile unde s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, să călcăm și noi pe urmele acelea, pentru că ne schimbăm însă felul de viață știind că pe locul respectiv a călcat Mântuitorul Iisus Hristos. Am început cu o vizită pe muntele Taborului, de acolo am început această vizită, am ajuns la Tel Aviv, bineînțeles, cu avionul și de acolo ne-am dus întâi la Biserica Sfântului Gheorghe în Lida, sau Lod, cum spun ei acolo, ne-am închinat acolo la moaștele Sfântului Gheorghe, acolo se păstrează și lanțurile originale cu care a fost schingiuit acest Sfânt Mucenic Gheorghe. Ne-am urcat pe muntele Taborului, o parte ne-am dus cu autocarul și iar o altă parte care e mai abruptă, e un fel de transfer de Rășan. Ne-am dus cu niște taxiuri speciale care circulă acolo și ne-am închinat, deci, pe locul unde Mântuitorul s-a schimbat de la față. Am văzut cele trei colibe despre care se spune că le-a făcut pentru Mântuitorul, pentru Moise și pentru Ilie. Am văzut locul, într-adevăr, unde Maica Domnului a copilărit, unde i s-a arătat Îngerul, Arhanghelul. Am văzut izvorul de unde Maica Domnului ducea apă. Am văzut locurile unde s-a născut și părinții Ioachim și Ana. Deci toate aceste lucruri. Ceea ce m-a frapat mai întâi a fost faptul că am făcut o vizită la o biserică tot acolo pe muntele Taborului grecească. Și acolo există o măicuță românească. Și ne-a relatat două lucruri foarte importante. În primul rând, pentru că acolo s-a ridicat o biserică. Și spunea despre, era monacul care a ridicat acea biserică, că a obținut aprobări doar de la autoritățile bisericești, nu și de la autoritățile statale de acolo. Când a fost biserica terminată, iată că au venit doi inși din partea statului să dărâme această biserică. Au venit și cu buldozere pregătiți anume să dărâme biserica respectivă. Se vede undeva și la tavan unde s-a pus această cucă a excavatorului ca să strice biserica s-o dărâme. Dar în momentul când ei au introdus buldozerul acolo să strice biserica, starețul, era monacul, a luat icoana Maicii Domnului. Și s-a pus în față cu icoana Maicii Domnului. În momentul acela, excavatorul s-a stricat, a făcut o trăsnitură, s-au speriat toți cei din jur și cei primiți de autorități au plecat și mai mult n-au mai călcat pe acolo. Dar au vrut, au înălțit să-l omoare pe părinți. Ce s-a întâmplat? Mama părintelui se afla acolo, pentru că era în vârstă și ea s-a dus acolo să locuiască împreună cu părintele. Au fost trimiși tot din partea autorităților, doi oameni mascați, ca să urmare pe părinte. În aceea zi, iată că a venit la părintele un pelerin rus ca să îl ocrotească peste noapte acolo. Părintele zice, noi nu avem aici unde să te ocrotim, dar du-te la hotelul cu tare. A dus acolo, s-a întors înapoi. Iarăși a venit să-l ia părintele, trei ori l-a trimis. Și în cele din urmă i-a spus, n-am găsit. L-a primit aici. Ce s-a întâmplat noaptea? Iată că s-a auzit un zgomot puternic dintr-o dată. Și întâi părintele era ocupat pe acolo, pe undeva, pe la biserică și a ieșit mama lui. Îndată aceștia au prins, au omorât-o. Când se iasă și părintele, în momentul respectiv, iată că au zis și acel pelerin rus, zgomot, a ieșit afară și când a văzut pe acesta, cei doi asasini au reușit, într-adevăr au fugit, văzându-l pe acesta un om mai viteaz, și astfel părintele a scăpat ca să nu fie ucis. Iată
două minuni pe care, într-adevăr, s-a făcut la biserica respectivă. Ne-a relatat Maica, într-adevăr, parcă toți ne-am înfiorat de felul cum ne-a relatat această întâmplare. Am călătorit și pe Marea Tiberiade, s-au luat cu Genizaret, am fost și cu vaporul de acolo, am văzut locul unde porcii sau unde Mântuitorul a făcut acea minune că a scos pe diavol din om și iar porcii s-au aruncat în apă. Am fost și la Iordan, într-adevăr am făcut baie, am sfințit apă acolo, am făcut și botez acolo, cum se tot ne-am botezat creștinii care am fost acolo, am fost și la Ierihon, acolo avem un așezământ românesc, am fost și în Nazaret, unde am fost cazați acolo, am fost la locurile cele sfinte, am fost pe Via Dolorosa, cu cele 14 opriri, când Mântuitorul, deci, și-a dus crucea pe dealul Golgotei. Se vede cele 14 opriri unde Mântuitorul s-a oprit. Poate de multe ori și eu îmi închipuiam că este un deal, așa, cu câteva opriri. Dar este, într-adevăr, o alegere, de o parte și de alta sunt clădiri, comerțul este în floare, pentru că, ați văzut, așa se întâmplă acolo, pescuitul, comerțul și turismul sunt cele trei ocupații ale membrilor de acolo, ale oamenilor de acolo. Terenul este arit, numai piatră, blocuri de piatră, vezi în toate părțile. Și tocmai de aceea, socotesc că este bine pentru fiecare să facem o excursie acolo, pentru că ceea ce am învățat din Sfânta Scriptură, ceea ce ne învață Biserica, dacă le vești pe viu, cu atât mai mult, îi se întărește credința în Iisus Hristos Mântuitorul. Ajungând și la mormânt și la Biserica Învierii, într-adevăr, într-adevăr, ne cutremurăm cu toții, pentru că știm că acolo a fost pus Mântuitorul în mormânt. Peste toate aceste obiective importante s-au construit biserici. Majoritatea sunt biserici catolice. Și, deci, prea puține, să zic așa, se mai vede, dar totuși au rămas atâtea urme prin care am văzut locurile legate de Mântuitorul Iisus Hristos și de Maica Domnului. De aceea, să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că ne-am vrednicit să facem această călătorie. Noi să căutăm să ne mulțim talanții pe care Dumnezeu ne-a dat la fiecare, ca să putem să dăm răsplată bună când Hristos ne va chema să dăm socoteală fiecare de talanții pe care ne-a dat Dumnezeu. Amin.